În această dimineață a avut loc pe drumul național 1 între localitățile Recea și Baia Mare un carambol în care au fost implicate 4 autoturisme și în urma căruia 3 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor IPJ Maramureș, evenimentul rutier s-a produs pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers. 3 autoturisme care circulau în aceeași direcție, respectiv spre Baia Mare, au intrat în coliziune, unul dintre ele fiind proiectat pe sensul opus de mers, unde s-a ciocnit frontal cu un al 4-lea autoturism care circula regulamentar din sens opus. Mai multe echipaje ale SMUR și Serviciului Județean de Ambulanță au fost mobilizate la locul accidentului. Din fericire, evenimentul nu a avut efecte majore asupra conducătorilor auto și a pasagerilor din mijloacele de transport implicate, rănile fiind minore. Șoferii au fost verificați cu aparatul etilotest în cazul unui bărbat de 37 de ani din Cluj-Napoca ce conducea mașina din mijloc, din cele 3 care circulau spre Baia Mare. Rezultatul a fost de 0,44 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările și la finalizarea lor vor dispune măsurile legale ce se impun.